Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. I-a taxat de 3 dolari pe credulii care au mers să vadă câinii panda. Câinii panda? Da. Au fost în bulzeală, i-au filmat, sunt niște poze, sunt... Sunt chiar doi căței foarte drăguți, dar sunt vopsiți chiar ca niște panda. Mioritici de-ai noștri? Nu sunt mai mici, sunt mioritici chinezești. Ursuleți de-aia micuți. Sunt mai mici, așa, știi? Sunt căței pufoși, nu chiar pe chinezi, puțin mai mari. Mioritici chinezești. Auzi, da, pe chinezi vine de la Pekin, nu? Da. Da, acum îi spune Beijing. Ar trebui să spune și la căței beijingezi. Beijinezi. Beijinezi. Da. Unii oameni au avut ceva bănuiel, dar li s-a explicat că poate este vorba de o nouă rasă, câinele panda. Publicul a aflat în evident șmecheria, e și scandal. Un reprezentant al grădinii zoologice a negat că ar fi o păcălele, deoarece pe placheta informativă din fața cuștii scrie clar că sunt câini ciau-ciau, nu o rasă nouă și aia cu limba albastră. Pui de panda, da. Nu se crede și de ce i-au vopsit. Adică sunt ciau-ciau, da. Ciau-ciau, ei nu cresc cu alb-negru în felul ăsta. Știi? Au făcut ceva. Dar la grădine, băi, dar am văzut în vacanța asta, am văzut... Dacă le puneau puncte de la mici, erau și dalmațieni. Puteam să încerce și așa, da. Nu, că erau lățuși ăștia. Să știi că am văzut câini maidanezi care dormeau într-o cușcă la grădina zoologică din Băneasa, cu mulți ani în urmă. Așa. Erau trei maidanezi, erau foarte liniștiți acolo cu minți, lângă cușcă era în partea cealaltă, nu mai știu ce animale erau, dar printre animalele care stăteau în cuștile de la grădina zoologică, a remarcat și o capră. Dar erau, capră. Era staul de oi, adică ultima oară când am fost cu ăla mic, adică e un fel de fermă a animalelor domestice și sunt și câteva animale sălbatice. Cred că sunt pe autogestionare, știi? Da. Practic, au și turmă, au o vacă, iată și pe Joiana, este o vacă bălțată românească. Da. Au și cai. Au și cai, nu? Da, au și cai. Practic, tot ce trebuie. Dar staul de oi, ai văzut tu? Da, era. Era. Un staul de oi? Uh-huh. Da, mă, în sensul de un așezământ în care erau 15-20 de capete ovine. Poate că acolo se le parchează Nea Gigi, că stă în cartier. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.